Salut tuturor, bine ați revenit pe Coinmania. Astăzi vom vorbi pe scurt despre Luna, această criptomonedă care s-a aflat în top 10 până acum câteva zile, ceea care deprecieri a practic cutremurat întreaga piață cripto, ajungând de la 85 de dolari la doar 12 cenți în câteva zile, 7 zile mai exact, după 5 mai. Până pe 12 mai, când filmăm acest clip, prăbușirea celor de la Luna are una cutremurătoare și într-un timp atât de scurt, aceasta a produs pierderi uriașe celor ce dețin în portofoliul lor Luna. De ce s-a întâmplat acest lucru? Mai pe scurt, este deoarece Luna practic garantează stabilitatea celor de la USD, stablecoin-ul cel mai folosit în ultima perioadă în piața cripto pentru tranzacții, dat fiind faptul că am intrat în bear market, a început să existe o presiune asupra prețului, deoarece din ce în ce mai mulți investitori au vândut, iar în momentul în care prețul celor de la USD stablecoin-ul a început să intre în colaps, atingând în primă fază 73 de cenți, s-a creat panică în piață, oamenii au început să vândă masiv. Problema a fost că s-a creat un efect de domino, culminând pe data de 11 mai cu o prăbușire efectivă sub valoarea de 31 de cenți a stablecoin-ului USD, care a sufocat practic prețul celor de la Luna, care era direct corelat cu situația USD-ului. Acestea cauzând într-un final colapsul criptomonedei Luna, care astăzi a ajuns la 12 cenți. Șanse de recuperare sunt mici, infime, deoarece e nevoie de un capital uriaș pentru a rebalansa întreaga piață și a recâștiga încrederea investitorilor în stablecoin-ul celor de la Terra. Paritatea lui ar trebui să fie 1 la 1 cu dolarul american. Însă mai sunt șanse de recuperare, deoarece USD a ajuns la un moment dat și la 82 de cenți, dă semne că ar putea reveni, lucru care, într-un fel sau altul, ar putea limita pierderile celor care dețin USD în acest moment. Ce va fi, vom vedea în următoarele zile, însă ceea ce este clar este că pentru Luna o revenire la all-time high-ul său de aproximativ 120 de dolari este puțin probabil. Luna Foundation, cei care sunt în spatele proiectului și care asigurau stabilitatea criptomonedei, spunând că au investit... au creat un fond de investiții de aproximativ 1,5 bilioane de dolari în Bitcoin. Nu au făcut nimic altceva în aceste ultime zile decât să creeze și mai multă presiune asupra prețului Bitcoinului, deoarece au trebuit să vândă aceste rezerve pentru a acoperi pierderile pe care Luna le-a acumulat în ultimele zile. Va fi nevoie de un capital, de o infuzie de capital uriașă de ordinul miliarde de dolari, iar în acest moment sunt foarte puțini investitori dispuși să investească în acest moment de instabilitate în piața cripto. Acestea fiind spuse, până data viitoare rămâneți pe Coinmania, aici vom posta zilnic clipuri pentru a vă ține la curent cu noile trenduri și cu situația din piața cripto. Până la viitoare, vă salutăm cu respect!